Bună ziua și bine v-am găsit, oameni buni și de omenie, celor care au venit lăturenii, ca să spunem așa, din satele vecinile, le spunem bine ați venit aici în satul Dobric. Jocul în sat sau jocul la șură, așa cum îl numeau bătrânii noștri, a fost unul dintre cele mai des întâlnite obiceiuri în viața satului. După o săptămână grea de muncă, străbunii noștri așteptau cu mare nerăbdare ziua de duminică, zi în care erau sfinte două lucruri, mersul la biserică și mersul la joc în sat. Poate unii dintre noi au prins acele vremuri, dar cu siguranță generațiile mai tinere, și văd aici fete frumoase și flăcăi îmbrăcați atât de frumos în costumele populare, n-au avut ocazia să participe la asemenea eveniment. Avem ocazia astăzi pentru că sunt oameni printre noi, oameni cu frică de Dumnezeu și cu drag de tradiție și de obicei românesc, care încă mai fac tot posibilul să ducă mai departe aceste obiceiuri frumoase și aceste tradiții. Având în vedere că avem așa vremea nu chiar alături de noi, dar să sperăm că asta nu ne va opri să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus, vreau să dau cuvântul și domnului vice, domnul Kraus, din partea primăriei, doamnei Nicoleta But, din partea Centrului de Informare Turistică, și le invităm și pe părintele Dănuț aici alături de noi, din partea parohiei Dobric. Bună ziua, dragilor! Chiar mă bucură, chiar dacă timpul nu-i alături de noi, dar mă bucură fețele voastre voioase, pentru că, da, astăzi este un exemplu, cu toate relele bunele știm să ne păstrăm tradițiile. Și ăsta este un lucru extraordinar, să rememorăm, cum o zis și Adela, obiceiurile și tradițiile din Moș-Rămoși. Și de astăzi, azi, chiar dacă mă repet vremea, nu, dar mă bucur că suntem alături aici și văd zâmbete în jurul nostru. N-aș vrea să o lungesc mult, eu chiar făceam și o glumă. Joc la Dobric, joc la șură, joc la Dobric. A câtea ediție? Eu sper să ne revedem cu acelea zâmbete peste ani, prima ediție din cele multe care vor fi, nu doar în Dobric, în toate satele din Țara Lăpușului. Eu vă doresc din suflet sănătate, în primul rând, că asta este cea mai importantă în zilele pe care le trăim, și pe viitor tuturor le doresc să nu uite de tradiții și de obiceiurile pe care le știm noi ăștia mai cărunți, mai bătrâni, și să le păstrăm în continuare, pentru că ne dau un bine tuturor, o voință interioară, un suflu nou tuturor. O zi extraordinară, la cât ne va permite bunul Dumnezeu, și distracție plăcută. Vă mulțumesc! În primul rând, după discursul domnului viceprimar, tare multe nu pot să mai spun, așa că încep eu cu mulțumirile. Da, un pic. Acum câteva săptămâni era doar o idee venită din partea comunității să facem un joc la Dobric, care în timp se pare că s-a materializat, chiar dacă ne plouă. Așa că mulțumesc primăriei că ne-a sprijinit, Adelei cu formația, că au venit în ajutorul nostru, tuturor invitaților care sunt aici alături de noi și suportă frigul și ploaia, și nu în ultimul rând, și comunității, care cât de cât am început să ne adunăm. Și eu consider că este cel mai mare lucru, că până la urmă tradițiile vin prin noi, noi le ducem mai departe, noi cei care trăim aici în Țara Lăpușului, în Dobric, în toate satele care sunt în lăturenii, care sunt alături de noi. Așa că vă mulțumim! Dragii noștri, eu care sunt obișnuit să țin câte o predică de un ceas și ceva, că o să fii mai scurt, numai un ceas. Este o mare bucurie să fim gazdă noi aici și să vă avem printre noi. Aș vrea un mesaj să transmit, ca și preot. Pentru cei care cred că biserica sau religia vine să îngrădească anumite lucruri pentru oameni, vreau să vă spun că e total greșit. Mai ales pentru cei tineri mă adresez.
Biserica nu vine să îngrădească. Biserica vine să propună ceva. Ne dă libertate. Cine vrea, păstrează poruncile, le respectă, cine nu, nu. Avem această libertate. Biserica nu vine să îngrădească pe nimeni, să nu meargă la horă, să nu meargă la dans, să nu meargă la nuntă, să nu meargă la discotecă, să nu mănânce, să nu beie, să nu cânte, să nu strige, sau așa mai departe. Biserica chiar susține acest lucru. Și vă dau un exemplu. La fiecare slujbă de cununie, sunteți mulți tineri aici, poate nici nu v-ați uitat de când v-ați cununat, cei care vă vine rândul să știți, că este la un moment dat în care se cântă la strană Isaia dănțuiește, Fecioara a luat în pântece și a născut pe Emanuel. Isaia dănțuiește, dansează, pentru că din Vechiul Testament, cu sute de ani înainte de Iisus Hristos, Isaia, care a prorocit nașterea lui Iisus Hristos, era un moment de bucurie și s-a materializat prin nașterea lui Hristos și acesta se transmite în biserică. Biserica a venit și l-a implantat, dacă vreți să folosesc termenul acesta, în slujba cununiei și preotul împreună cu nașii și cu mirele, cu mirii, înconjoară masa și este simbolul dansului. De nici de cât că biserica este împotrivă. Biserica vine înaintea de a merge nunta și să danțuiască la restaurant sau la sala de nuntă, dănțuiesc în familia mică, în mirii și nașii, dănțuiesc împreună cu preotul, împrejurul mesei și se bucură. Deci biserica nu este împotriva acestui lucru. Și mai este ceva, voi încheia cu această idee. Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Plângem când e o mormântare, ne bucurăm când e o cununie, ne bucurăm la nuntă, ne bucurăm la botez, ne bucurăm când e joc la șură sau când e vergel. Și mai spune una, că și pe asta să o faci, nici pe aia să n-o lași. Adică să faci și lucrurile bisericii, să le faci și celelalte. Eu o fac și pe asta și n-o las nici pe asta la altă. Hai, ține microfonul. Deci trebuie aplauze. Vă mulțumim foarte frumos, vă încurajez și pe cei tineri, mulțumim dăscălițelor, instructorilor, tuturor celor care vă dați silința să păstrați și să continuați aceste obiceiuri. Și vă spune unul care habar n-aveți câtă muzică populară ascult și habar n-aveți câte lacrimi în cur chiar când sunt singur și mă mai apriuteasa la roz. Dar ce năcaz ai chiar plângi? N-am năcaz. Năcazul bucuriei când ascult muzica populară. Vă mulțumim. Foarte frumoase cuvinte spuse și din partea domnului vice și din partea Nicoletei și din partea părintelui și propunem să începem jocul și să lăsăm, chiar dacă plouă așa un picuț, vă invităm aici, așa, mai pe centru, ca să spun așa, și să și jucați, pentru că o să invit să vă cânte și să deschidă evenimentul de astăzi. Una dintre cele mai talentate eleve ale noastre vine din Lăpușul Românesc, se numește Victoria Petrenciuc și vine să vă cânte două cântece frumoase de joc. Haideți să încurajăm cu multe aplauze și vă așteptăm aici să jucați! Ai pământ de zilele la la.
și de dor mare mâncată, la la la. Mulțumim, Victoria, invită alături de mine pe Livia Neag, pe care cu siguranță cu toții o cunoașteți. Haideți să o primim cu aplauze, o să ne facă un joc frumos. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să mă aflu aici. Într-adevăr, n-avem parte de soare, dar cred că toți avem în suflet soare. Să ne putem bucura de această zi frumoasă împreună, cu joc și voie bună. Haideți, nu doar să ne uităm, să și jucăm cu toți. De acolo să iasă pare, puiule, mă! Lasă mândră să nu iasă, lasă mândră să nu iasă, a fost la voi la fereastră, dorule, am fost la voi la fereastră, puiule. Tu
ședeai cu doi la masă, tu ședeai cu doi la masă, dar eu cu inima arsă, domnule, mă uitam de la fereastră, puiule. Mă-mbrață, dorule, la, 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 și mă treci de-a lorile, la, 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 mă. Să trăiască cine joacă și cine ascultă. Așa, mă. Lăfușam cu fujăsură, la-la-la-i-la, ei treci valea să-ți dau o gură, la-la-la-i-la, ei lăfușam cu fujmă neagră, la-la-la-i-la, la după lume vieță-ți neagră, la-la-i-la. Ce vivani așa târziu, la 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 la, ai când primul până la vreau, la 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 la. Ce vivani așa târziu, la 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 la, ai când primul până la vreau, la 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 la. Ai când și până la vreau, la 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 la. Și mai vezi și mai uscate, la 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 la. Ai pentru tine plăsta la ce, la 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 la. Ai și mai vezi și mai bănite, la 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 la. Dacă tot tine mă iubite, la 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 la. Ai și mai vezi și mai bănite, la 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 la. Ai pentru tine mă iubite. Vă mulțumim frumos! Mulțumim, Livia! În continuare, o invităm aici alături de noi pe Marcela Pop, care o să vă cânte două melodii frumoase, tot de aici din zonă. Bună ziua și bine v-am găsit! Și de la noi s-a
Marcela și invit alături de mine pe cineva să mai schimbăm așa puțin zona. Am mers pe zona Lepușului. Să știți că aici în Dobrica a venit astăzi și reprezentanța zonei Chioarului. Și haideți să-i primim cu aplauze, pentru că a făcut un pic de drum până aici și una dintre elevele noastre, Raisa Pop.
dacă asta. Raisa, și haideți să mai chemăm cetierașii, să ne mai cânte un joc și o să ne cânte alături de cetierașii noștri, Gabriela Filip. Bună ziua și bine v-am găsit, vă spun și eu. Mă bucur tare mult că v-ați adunat aici, deși vremea nu e așa frumoasă, dar eu sigură că dacă vă puneți și jucați și sunteți așa cu soare în suflet, vedeți că ploaia se oprește și vă invit la joc. Da, dacă are mă iubire
și mândru la el, la 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 la. Cât e la el, mi-am dat gândul la la. N-ai fost o mâină, n-ai fost. Păi câte-i cerul și pământul, la 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 la. Nu cheie cine-ți gândul, la la la. Câte-i cerul și pământul, la 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 la. Nu cheie cine-ți gândul, la la la. Cine și cine la 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 la. Și cine ți-e dragă mâine la la la. Și bărbatul-i duzi acasă, zâi.
doamne cu folos. Dar e bărbatul frumos, e mai, dar e bărbatul frumos și la suflet e mor. E mai, dar e bărbatul frumos și la suflet e mor. Și poate dragă ce gândești, poate la fiu mă iubești, la 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 la. Păi bine dragă ce gândești, poate la să mă iubești, la 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 la. Păi poate fătica ai uitat ce-a trăit, a s-a lăsat, la 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 la. Și acum vii la mine iar la 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 la. Nici nu trec cu bine o sară. Și acum vii la mine iar la 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 la. Hai de chema de chema ce că mi-e bine de-ai jucărie. La 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 la. Copșa. Mai prins, doamne ce tare mai strâns, la 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 la. Ulița când mai prins, doamne ce tare mai strâns, la 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 la. Păi eu mai ce n-am văzut, de rușine mai făcut, la 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 la. Bagă sărăcie, nu băga mâna rochie, la 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 la. Bagă sărăcie, nu băga mâna rochie, la 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 la. Melodia e bășor și așteaptă mână de domn, la 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 la. Melodia e bătasă și așteaptă mână de la 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 la. Mulțumim tare frumos, să-mi fie de bine! Mulțumim și noi, Gabriela, pentru că ești astăzi aici alături de noi și invit din nou o lăbușancă frumoasă, se numește Gabriela Ungur și o să vă cânte două cântece frumoase de joc. La 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 la
Felicitări, Gabriela, și în continuare vă invităm și în număr mai mare aici pe, am vrut să zic, pe rândul de dans. Aici în față, aici unde jucăm, unde trebuie să bătătorim pământul, să facem așa cum făceau strămoșii noștri. Și cei mai puțin tineri puteți să veniți, să vă mai aduceți aminte de vremurile frumoase, pentru că urmează un joc frumos instrumental.
Aplauzele citerașii noștri și, în continuare, haideți să ascultăm pe Shari Stibil, o altă chiureacă frumoasă care astăzi este alături de noi.
Laila, laila, s-a uscat de dorul meu, laila, laila, s-a uscat
Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi și tot la joc vă invităm în continuare. Am chemat iară cecherașii și o să facem un joc frumos așa de început, joc din capăt, cum se face aici pe la noi. Trecanii și zilele se duc tinerețele, ducă să nu pare rău când ne-am trăit raiul mie. Ducă să nu pare rău, ai că ne-am trăit raiul mie. Că te-aș mai face, păi mie m-ar lăsa lumea-n pace. Ca lumii nu-i pare bine, ești nu-nca pe de mine. Ca lumii nu-i pare bine, ești nu-nca pe de mine. Așa-i când se dată drumul, împrăști ca și fumul. Așa-i când se dată drumul, împrăști ca și fumul. Și dragul mi-i plocu cu pana, la 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 la. Când le puși de bună seama, la 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 la. Când le puși de bună seama, la 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 la. Vreau spate le puși, la 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 la. La 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 la
la Crăciun noi mai merde. Și talentată, Carina Miriam Buda. Thank you.
Felicitări, Carina! Și în continuare tot joc, că dacă suntem la joc, jucăm într-una. Hai să vedem cât putem. Și eu invit aici alături de noi și mulțumesc că a acceptat să vină astăzi să fie aici pe
Mariana Kushner. Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur astăzi să mă aflu aici în mijlocul dumneavoastră, așa că vă invităm la joc! Oh,
Fată frumoasă, lăpușancă de-a noastră, din Coroieni, Adriana Muste. Bună ziua și bine v-am găsit! Thank you.
fericiță dragă, la la la. Drăguța e lângă tine, la la. După cine vrei mi-ați pierz, mă, la la la. Ba de când veneai la mine, la la la. Ai fost un, ai fost oricine, la la la. Cât ai fost, ba de cu mine, n-ai avut nicio rușine, n-ai avut nicio rușine, la la. Adriana, și în continuare vă invităm pe Livia Carolina Perța. Vă mulțumesc! Vă invităm la joc! Arde cu joșu sfera cu iară veion săracul. Arde Clujul și felacul, iar veion săracul. Că-n eu luna în fata de ustă, ca timpul luntă o mă. Că-n eu luna în fata de ustă, ca timpul luntă o mă. Orbea căjinaș, să-i place ocădorului de pace. Orbea căjinaș, să-i bună, dar meu dorin e bun, mă. Orbea căjinaș, să-i bună, dar meu dorin e bun, mă. Orbea
Bade, bade, dorul tău care
și să-l acompanieze de această dată pe Cornel Cupșa. Mulțumesc pentru invitație, ne bucurăm că și timpul ține cu noi și vă invităm la joc, așa ca la dobri. Pe toate, măi!
bun și smere bine, câtă lume ne-am cu tine, câtă lume ne-am cu tine. Ai bun și smere bine, câtă lume ne-am cu tine, câtă lume ne-am cu tine. Doamne, ferge ceva rău, nimeni ne-am nici neamul tău, nimeni ne-am nici neamul tău. Doamne, ferge ceva rău, nimeni ne-am nici neamul tău, nimeni ne-am nici neamul tău, mă. Hai, mă. Doamne și mă pune, la unii horinca de prune. Ei, hai, da unii horinca de prune și mă bate dus în lume. Ei, hai, da unii horinca de prune și mă bate dus în lume. Și mă lasă, dau unii pălinca pe masă. Ei, hai, dau unii pălinca pe masă și bărbatul-i dus de acasă. Ei, hai, dau unii pălinca pe masă și bărbatul-i dus de acasă. Lume, Doamne, pe mine, Doamne, dragă, asta lume. Ei, hai, Doamne, nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot iubi. Ei, hai, Doamne, nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot iubi lume. Mândră dragă, ca până mică meșa neagră. Dacă moi soconi, așa pe fete mor iubim, mă. Așa pe fete dintr-un sac, așa pe masă cu bărbat, măi. Că iarba mă, dar ce-oși faină rămândra mă. Ai vândă i-aș cumpăra, ai cu toată averea mea mă. Ca să-mi cealăuresc, ți-aș mai da, mă, aș da ochii și gura, dar după ei nu săruta, mă. Eu când mie l-aș lua, la mine ți-aș mai da, mă, ți-aș da ochii și gura, dar după ei nu săruta, mă. Vă mulțumesc frumos! Și noi îți mulțumim, Cornel! În continuare vă propun să mai ascultăm încă o lăpușancă frumoasă și ea, tânără speranța folclorului nostru lăpușan, Beatrice China.
Felicitări și în continuare vă propunem să ascultăm și un instrumentist. Hai să ascultăm un joc, așa cântat frumos la saxofon, Alin Pop.
Nu mai poți.
Și în continuare invit aici, în fața dumneavoastră, ansamblul Doina Năpușului, dansatori și dansatoare frumoase pe care, haideți să-i aplaudăm, să le dăm un pic de curaj, pentru că au stat până acum la final și au dansat și au jucat atât de frumos. Doina Năpușului, coregraf Pop Nicolae, așa cum îl știm cu toții, Dinu. Thank you.
Meritați toate aplauzele noastre. Și așa, în încheiere, înainte de a mai face un joc instrumental, să ne facă aici citerașii noștri, îi dau cuvântul din nou părintelui. Măi, nu-i cu tatăl nostru. Ai fost dimineața la biserică. E cu mulțumim tare fain. Dumnezeu să vă ție sănătoși, frumoși și la mai mare, să puteți face lucruri frumoase. Mulțumim tuturor celor care s-au străduit să realizăm acest mic spectacol, zic eu aici. Mulțumim tuturor, să nu vreau să dau niciun nume, celor care v-ați implicat, cei care... Din partea parohiei o să treceți pe acolo, pe la portbagajul popii, și o să căpătați câte ceva. Fiecare dintre toți cei care, nu numai aceștia de aici, toți care v-ați... Ne-ați dat pe aici, v-ați implicat, dar... Auziți că mai este și mâncare pregătită, că la Dobrin nu fac oamenii foame, la cămin. Mulțumim, Adela, și mulțumim tuturor. Mulțumim și noi și în final vă invităm să mai jucați un joc frumos.
la 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 la